Salutare barosanilor, bine v-am găsit la un nou episod mirobolant de Brawl Stars. Astăzi, dacă cumva nu ne pică mitică sau măcar ceva din toate cutiile pe care le-am strâns, adică 30 Brawl Box și un Big Box de la Trophy Road de 7500 de trofee, ei bine, o să cumpărăm mitica direct de pe shop, pentru că se pare că altfel Brawl Stars-ul, dacă nu băgăm bani, nu vrea să ne mai dea absolut nimic. Nu uitați de like, share, subscribe, toate cele, susținere blană și de luni până vineri la ora 7 seara sunt live pe canalul Nocivanu. Aveți primul link din descriere, vă așteptă blana aici și ea. Ne jucăm Brawl Stars, Minecraft și multe, multe altele. Hai să vedem barosanii mei. Începem cu Big Box-ul. Un moment de tăcere. Nocivanu a ajuns la 7500 de trofee. Hai să vedem. Începem direct cu Big Box-ul. 3, 2, 1... Bam! Pică ceva din el? Oh, bine, mă! Nu mai deschid nimic. Nu mai deschid, că știu că altfel nu mai am noroc. Am zis că o să deschid tot. Nu mai deschid, m-am răzgândit. Tara din Big Box-ul de la 7500 de trofee a venit. Let's go! Atât am vrut să știu. Nu mai îmi trebuie nimic. Brawler nou, ne mai lipsește doar Sandy și Ems. Acum la shop nu mai apare nimic, am obținut. Vedeți, decât să dăm 350 de gemuri, mai bine deschidem Big Box-ul free. Easy! Hai bă, pentru a sărbători cumpărăm și Star Power-ul pe Pen Grăsana. Și o să încercăm și Star Power-ul, iar pe lângă asta jucăm cu Tara Barbara. Îți dai seama că eu încă nu aveam pe Tara și joc de atât de mult timp Brawl Stars? Până ajungem la 8000 de trofee să luăm și Ems, cred că reușim să luăm și Sandy. Doamne ajută! Ia! Să vedem ce poate Tara. Eu zic că merită clipul ăsta un like. Hai să fim serioși. Măcar pentru faptul că mi-a picat mitică din Big Box Free de la Trophy Road. Hai mă că nu prea vedeți voi așa ceva. La mine deloc. Așa că să văd susținerea blană. Bam, 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 bam. Hai mă! E bine că m-am gândit să deschid prima oară Big Box-ul, că poate dacă deschideam, de fapt sigur dacă deschideam Brawl Box-uri de prima oară, nu-mi dădea nimic. Ok, spicălicul ăsta va vrea să-mi fure toate cele pe aici, sau nu neapărat. Mamă, dar băi, eu spart destul de greu cutiile, având în vedere că totuși am Power 4. Asta va avea chef de scandal cu mine. Mă, chill mă. Mă, copile, mă. Încărcăm puțin viața. A, vine și Ems. Frumos. No, mi-a dat ulti. Ce ai făcut, mă, cu ultima ta? Aolo, dar mă prinde Ems acum. Opa. Te-a prins Ems ca lumea. S-a dat-o urât. N-am cum să o mai bat pe Ems niciodată. N-am cum. Dacă pornește pe mine, sunt rip. Hai totuși să ne chinuim la un loc cu 2, că eu zic că e bine. Pentru început așa cu Tara, eu zic că e foarte bine. Bă, dar totuși dacă mi-aș face ulti, cred că am șanse să o bat. Nu e chiar greu. Că văd că am range-ul mai mare decât al ei. El nici măcar nu mă atinge. Îmi fac... Opa, uite-l mă pe ăsta unde era, mă. Vai, ce... Paolo. Cum bă să fie atât de șobolan? Pe bune? What the hell? Nu pot să cred, bă, că pot să fie atât de șobolan în jocul ăsta. Hai să dăm cu Pam cu Star Power. Hai să distrugem cu Pam, măi. Acum de nu-i bat, îi chem la o shawarma, că-s grăsană. Și eu fac față la toate shawarma din lume și bat pe ăștia de usuc. Ia. Yeah. Vine Brock. Hai mă la o distracție, mă. Un Big Mama te mănâncă de viu. Big Mama. Big Mama! Salut! Bă, dar numai eu fac kill-uri pe aici? Frumos. Nu-mi spune 8-bit că ai tu chef de scandal cu mine, că o să-ți pară rău. Hai să te vă, mă. Hai să te vă, mă. O fugit. Ia uite pe asta. Cu ce vrei tu?
Mamă, boba pe asta de... Nu știe cum o cheamă. Bleh! Iotop Ems. Ems și 8-bit pe aici. Foarte chill și frumos. Punem ăsta ca să-i mai dea și damage. Ia du-te tu acolo să-ți iei damage. Bravo, copile, bravo. Frumos. Ce să mai zic? Acum să vezi tu ce te bate, Big Mama. Poți să dai tu cu ultimata cu ce-i vrea tu. Nu te pui cu Big Mama. Bam, bam, bam. Nimic. Oh, ce faci, frate? Păi de ce n-ai zis, mă, că vrei să te bați cu mine? Cum își ia damage, nici măcar nu realizează chestia asta. Hopa! Nu pot să cred că aproape a murit. Hai. Hai în heal-ul meu. Încearcă să-și încarce viața ca să-mi dea ultimata după aia. E, las că mă duc după asta. Bun, frumos. Poate îl bat cu tureta aia. Îl bate tureta mea. Oh, mă, cu ultimata ta cu tot. Stai chill, stai jos. Number one cu Pem Grăsana. Avem și o grămadă de puncte. No, hai să vedem cu cine mai jucăm. Aș mai vrea cu Tara un pic, dacă tot am luat-o. Nu prea sunt eu mare fan Tara. Dintre toate miticele mi se pare... cred că cea mai slăbuță, din punctul meu de vedere. Dar, na, hai să dăm. Dacă tot am primit-o, totuși e o mitică, nu-i chiar nimic. E nimitică. Ia uite-o pe Bea. Oare vine pe scandal Bea? Mă, da, de ce-s 700 de Bea aici? Mă bate, mă bate. Ha-ha. Ha-ha. Vrei o carte? Ai carte, ai parte. Aha. Nu, bă! Dar cum mi se face atât de repede? Eu știam că dacă dă țepul ăla odată, nu mai poate să-l dea încă o dată atât de repede. O avut țepul ăla puternic. Mi-a băgat țepul în inimă. Țepușea. Nu contează. Nu sunt eu un profesionist pe Tara, așa că... Nu ne plângem noi prea mult. A, păi Mr. P mă bate de mă usucă. Ce vorbești, șefule? Mă bate să... Gata, îți mort, îți mort. Ce bă să bați Mr. P, mă? Că îți dă peste ziduri, peste toate nebunile. Nu mai vreau Tara. Nu îmi prea place. Știu că probabil nu știu eu să joc. Dar... Nu mai vreau Tara. Vreau cu Mr. Pipi. Pipi! Nu mai îmi place Tara. Nu mai place Tara. Hai să dăm cu Mr. P, boys. No, 8-bit. Ce să-mi facă mie 8-bit, mă? Bă, nu mă fura, bă. De ce mă furi, mă? Ioi, cum a murit Mr. P-ul? Ai văzut ce se întâmplă dacă mă furi? Eu ce să-ți fac, frate? Mr. P Baștanu. Bate Mr. P. N-ai cum. N-ai cum să o dai cu Mr. P. Hai, mă, cum de-o muri Mr. P? Fii serios, că Mr. P bate tot. Bă! La asta nu mă așteptam. Bă, când mi s-a dus toată viața? Că eu aveam viață full. Și 8-bit ăla avea așa cu așa. Nu avea prea mult. Dar... Nu mai înțeleg nimic. Se vede că sunt obosit, filmez. Sunt live de 4 ore 35 și cam de atunci și filmez. O iau pe arătură deja. Bă, îl ajut pe ăsta, mă. De ce l-ajut eu pe ăsta? Îmi strică și mie cineva. A, păi ce-o ia? Ba, nu. Mamă! N-ai bașul, cred că viața așa repede. Ah! Cum și-o încărcam ăsta viața așa repede? Mamă, că vine după mine acum, îți mort? Sau nu? Salut, Sandy! Apoi eu cu Power 0.
Ce pretenții să mai și am? Salut, Ems. Salut, Daryl. Ăsta vine după mine acum. Gata, gata, m-am dus. Ba nu, mă. Ok. Sandy, ce zici că faci? Nu știu ce mi-am aruncat ultima dată acolo. Cineva să-mi zică, vă rog. Are cineva vreo idee? N-o prind. O pleca, bă. No, păi și cum să mă bat eu cu toți nebunii ăștia? Acum, cum o bat eu pe asta, nu știu. Are 7000 viață, boss. Ok, nice. Interesant. Da, cu power 10, eu power 0. Nu știu ce să zic. Bă! A, păi gata, azi mort, e clar. Nu, bă! Power 10, ce vrei? Că n-ai cum! Da, frumos match, dar mai dau unul cu Pi. Pi, să fie pace! Pi de la pace! N-are nicio logică ce zic. Vreau asta repede. Seamă, power 0. Uite pe ăștia ce se bat pe aici. Ce faceți, prieteni? Mort. Mă, aolo, da. Tu când? Măcar am bătut-o și eu. Tu când mi-ai dat damage-ul ăla? Efectiv, mă concentram atât de mult. Atât de mult de ems. Da. Dubios. Atât de mult de ems? De când? A, pe Max ăsta, sincer să fiu, chiar n-are nicio șansă. Bă, uite mă, că îmi dă și el mie, mă. Poc! Poc! Hai, fugi! Fugi până nu mai enervezi. Aici a fugit, așa-i? Bă, m-a ținut de vorbă atâta timp și eu n-am luat power, n-am luat nimic. Mă disperă ăștia care vin așa, se bat cu tine și după aia văd că-s low și îi fug, știi? Și tu tot ai pierdut timpul. Bă, tu încă ai tupeu, mă. Tu încă ai tupeu. Mă, las că mi-am trimis eu companionii mei frumoși. Am și eu power 3, hai la bătaie. Opa, iute pe Max ăla, mă. Ce ciordește el. Ia, ciordește-mi tu mie asta. Bun, am plecat la bătaie. Oh, salut fratele meu, ce zici? Cum m-a așteptat el acolo? A fost foarte aproape asta. Bum. Mă, serios? Nu mai aveți loc de mine? Salut, frate. Bum, 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 bum. Mai este și Ems aici. Ems, căfă. Căfă, Ems. Hopa, iute-o pe Ems cât mai are. Încă una și s-a dus. Bum. O, oh, Bea, Bea. Căfă. Bum. I-am spart geanta în cap. Cam acesta a fost episodul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați de un like, un share, un subscribe. Easy Clan, Easy Lavi, toată lumea acolo prin descriere. Nu uitați să vă abonați și pe la ei. Și nu uitați și de luni până vineri la ora 7 seara să veniți pe primul link din descriere. Acolo facem toate clipurile, jucăm Minecraft cu abonații, Brawl Stars, toate nebuniile. Vă salut cu respect. Pa, pa!